Mi-ați adus aminte de faptul că cu puțin timp în urmă am sărbat Rusaliile, ziua 50.000. Și dați-mi voie să mă întorc înapoi, mai ales că am lipsit din biserică vreo 2 săptămâni și n-am fost cu voi la sărbătoarea aceasta, să-mi aduc aminte de ce s-a întâmplat. Domnul Iisus, după 3 ani și jumătate, este așezat pe cruce, în via 3-a zi din morți, 40 de zile, li se arată deseori și vorbește cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și le dă o singură poruncă: rămâneți în cetate. Singura poruncă pe care le-a dat-o: rămâneți în cetate. Restul face Dumnezeu, pentru că revărsarea Duhului Sfânt ține de lucrarea lui Hristos și este înfăptuită de Hristos. Noi nu avem absolut nimic a face cu ea. E un act istoric, irepetabil, ceva ce atârnă de desfășurarea planurilor lui Dumnezeu și suficient să citim, dragii mei, Isaia, capitolul 43, 44, eu șterg fără de legile pentru mine, nu pentru că meriți, tatăl tău, mama ta, ai marii tăi, preoții tăi, n-aveți niciun merit. Iacove, voi turna ape peste pământul uscat, odată ce păcatele sunt rezolvate. În Ioan, capitolul 7, în momentul acela de liniște, când se vărsa apa, Domnul Iisus se ridică, se strigă: dacă setează cineva să vină la mine și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Dar acum suntem 50 de zile după înviere. Ucenicii au rămas în cetate, așteptând făgăduința Tatălui ca, într-un fel, ceea ce s-a întâmplat în botezul lui Ioan să se întâmple acum, nu cu Hristos, ci cu trupul lui Hristos, să-și înceapă lucrarea publică. Și Petru se ridică în picioare și își ține predica, nu foarte lungă, dar impactul este incredibil. Mulțimea strigă: ce să facem, fraților? Cuvintele lui Petru deschid singura poartă de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, oricine sare pe altă parte este hoț și tâlhar. Hristos este poarta. Pocăiți-vă, a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Notați, vă rog, tu te botezi? Nu. Tu te pocăiești. Altul te botează? Duhul dă restul. Dumnezeu dă restul. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, oricât ar fi cerut, oricât s-ar fi rugat, iar n-ar fi putut nici grăbi, nici întârzia revărsarea Duhului Sfânt. Dar după ce au botezat aproape 3.000 de oameni și s-au adăugat la numărul ucenicilor, Luca descrie nu doar poarta, ci și calea pe care trebuie să urmăm. Nu este Iisus și ușa și calea? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și versetul 42 din capitolul 2: vine și așează biserica pe stâlpii ei. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Nu sunt 4 lucruri la întâmplare așezate pe o masă, ci este un lanț, un șir. Nu poți decât parcurgându-l în ordinea logică. În învățătura apostolilor aud cuvântul, dar de ce am nevoie de el? Pentru că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura Domnului. Iar dacă n-ai timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, vei auzi și tu din gura lui: m-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Cunoașterea căilor Domnului vine din învățătura apostolilor, din scripturile pe care le avem în mâini, le avem pe mesele noastre, ar trebui să le purtăm în inima noastră. Dar, din păcate, tot ce auzi în 24 de ore nu mai rămâi cu aproape nimic, totul se pierde. Dumnezeu ne-a dat și harul uitării. Și de aceea, ca să înțelegi ce ai auzit, trebuie să ai o coinonie, o legătură frățească. Să aduci ceva la întâlnire, să duci ceva, să poți pune întrebări, să poți dialoga, să te poți frământa cu lucrurile. Dar să presupunem că ai auzit și ai înțeles, pentru că e important să înțelegi. Sămânța bună sau căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Dar noi suntem la cina Domnului.
Și la cina Domnului, dragii mei, la frângerea pâinii, este masa Lui. Venim înaintea Lui, invitați de El. Și El se uită la noi cu ochii întrebători. Până acum noi am pus toate întrebările, l-am întors pe toate fețele. Dar acum că ne-am convins de cine este El, așteaptă El un răspuns de la noi. Da sau ba? Vreau sau nu vreau să trăiesc în lumina celor auzite și înțelese? Dragii mei, ăsta e rostul mâinii întinse în blid. Este hotărârea mea și, dragii mei, Scriptura spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul aceea va și se cera. Dacă e doar o formă, semene în firea pământească, vei se cera putrezirea. Dar dacă e real, vei se cera viața veșnică. Mâna întinsă după bugățica de pâine și după paharul de vin este angajamentul meu. Dar nu-i foarte greu să iei curajul când ai înțeles ce-i bine, să vrei să faci binele. Dar ascultați-l pe Pavel. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul vine imediat în versetul următor. Dar versetul următor, dragii mei, vine în contextul rugăciunii. Pentru că rugăciunea ia poverile de pe inima lui Hristos și le pune pe inima noastră. Când începi să te rogi pentru ceva, te încarci, mai ales dacă te rogi în lumina planurilor lui Dumnezeu descoperite în Scripturi, începi să te încarci cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Noi când am trecut prin fericiri, în predica de pe munte, fericirea a șasea spune, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă când îl vezi pe Dumnezeu? Te încarci cu poverile de pe inima Lui. Orice-i rugăciunea, dacă nu e o ridicare a ochilor spre cer, o țintire a privirii asupra Lui Dumnezeu, a-L vedea pe Dumnezeu, a nădăjdui în El, cum l-am auzit pe David în Psalmul 54 azi dimineață. Dar imediat fericirea următoare vine și ne spune ce poveri sunt pe inima lui Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu a venit să ne împăciuiască, să ne împace cu Tatăl și fiii lui Dumnezeu sunt în jug alături de Hristos la împlinirea planurilor Lui. Și de aceea când ai spus da lui Hristos, trebuie să stai pe genunchi și să lași rugăciunea să te încarce cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Dar ce este pe inima lui Hristos? Noi la cina Domnului suntem deja în luna iulie și imediat se termină anul. Am stat lângă textul din Matei, capitolele 9 și 10. Și vă duc doar aminte de ce am găsit în text. În primul rând, în primele versete, avem programul Domnului Iisus Hristos. Cu ce ocupat El? Care-i lucrarea Lui? Și dintr-o dată, în timp ce mergea să împlinească planurile Tatălui, în programul Tatălui, El se încarcă cu o imensă povară. Și cu povara aceasta, pentru că avea pe ucenici în jurul Lui, o descarcă, dragii mei, în brațele ucenicilor, printr-o incredibilă provocare. Programul, povara și provocarea lui Iisus. Dați-mi voie să citesc primul verset. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință. Notați, vă rog, cum începe versetul 35. Iisus nu stătea închis într-o clădire și cântând cântări frumoase și așteptând ca oamenii să vină la El, ci străbătea toate cetățile și satele, învățând, propovăduind și vindecând. Primul principiu cu care ne confruntă textul îl găsim, dragii mei, în una din întâmplările din viața Domnului Iisus Hristos. Merge în cetatea lui Petru, soacra lui Petru era bolnavă și Domnul Iisus o ia de mână și o ridică și ea îi slujește. Dar în momentul acela, la ușa casei se adună tot felul de bolnavi și până seara târziu, Domnul Iisus vindecă, pentru că asta ne-a spus, străbătea, învățând, propovăduind și vindecând. Și se făcuse târziu și ucenicii se culcă și el pleacă în munte. În zorii zilei, ucenicii îl caută peste tot. Și vino, Doamne,
Spitalul e la ușa casei mele, spune Petru. Vino și termină-ți lucrarea. Și Domnul Iisus se uită în ochii lor, zice, haideți să mergem în altă parte, în cetățile și în satele din împrejur, să propovăduiesc căci pentru aceasta am ieșit. Pentru aceasta am ieșit. Când te uiți pe urmele Domnului Iisus, vezi că implicarea în secerișul lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, cere o serioasă angajare. Cu alte cuvinte, El te poate chema, dacă tu nu te angajezi, nu se întâmplă absolut nimica. Dumnezeu, dragii mei, te-a dat libertatea de alegere să spunem da sau nu. Putem vorbi frumos despre Hristos, dar dacă nu faci ce spune El, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Implicarea în ogorul, în secerișul lui Dumnezeu, cere o serioasă angajare. Ascultați cuvintele Domnului Iisus de la sfârșitul Evangheliei după Matei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă! El străbătea, era în mișcare. El n-aștepta să vină oamenii, străbătea cetățile și satele. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Observați cu ce începe textul? Calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ieși din zona confortului tău. Du-te, roagă-te pentru oameni. Cheamă-i pe oameni la Dumnezeu. Iar atunci când ucenicii îl întreabă în versetul 6 din Fapte, capitolul 1, Doamne, vremea asta e de gând să așez împărăția lui Israel, în care cei doi fii al lui Zebedei să stea unul la stânga, altul la dreapta ta? Domnul Iisus nu-i mustră, le deschide doar perspectiva la planurile lui Dumnezeu. Nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele. Pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere ca să vă duceți. Să fiți martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Dacă tot am intrat în Faptele Apostolilor și aș vrea să subliniez tema centrală a cărții. Tema centrală a cărții are de-a face cu povara de pe inima lui Hristos. Expansiunea triumfală și plină de bucurie a Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt. Nu la întâmplare Duhul v-a dat să cântați prima cântare. Că aducerea mintea rusaliilor pe care tocmai am sărbătorit. Expansiunea triumfală și plină de bucurie a Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt. Dar cine e chemat să genereze, să ducă, să facă, să orchestreze această expansiune triumfală și plină de bucurie? Și aici, dragii mei, aș vrea să vă aduc în discuție un lucru interesant. Am intitulat Transformarea teologică a sfeșnicului. Asta este sfeșnicul, unul din obiectele din cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii avea o curte, în curte avea un altar de aramă, vom vedea mai târziu, un lighean, dar când intrai în cortul propriu-zis, în prima încăpere, găseai sfeșnicul cu cele 7 brațe și 7 candele așezate pe sfeșnic. În față era masa pentru punerea înainte, în față era altarul de aur și dincolo de perdea era tronul lui Dumnezeu, acelui ce șade între heruvimii. Dar asta este în Vechiul Testament. Interesant, în Noul Testament, biserica este sfeșnicul. Și te întrebi, dar ce reprezintă sfeșnicul în Vechiul Testament? O sfeșnicul propriu-zis, probabil, reprezintă pe Hristos, trupul lui Hristos. Candelele așezate deasupra cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Când deschideți în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6, m-am uitat să văd leul și iată că era un miel cu 7 coarne, 7 ochi, 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Dar cum adume devine biserica, într-un fel, trupul lui Hristos, care primește candelele, sau Duhul lui Hristos, ca să-L ducă până la marginile pământului? Frământarea noastră este legată de misiunea bisericii. Și dați-mi voie să las textul să lămurească lucrurile. Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite la 7 biserici, la Efes, la Smirna, la Pergam, la Tiatira, la Sardes, la Filadelfia și la Laodicea. Ce
vede Ioan. Ce vezi? Scrie într-o carte, dar el a auzit mai întâi lucruri. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ca un bun cunoscător al Vechiului Testament, el știe că numai Dumnezeu Tatăl se prezintă în felul acesta în Isaia, în nenumărate texte. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și Ioan se îngrozește, pentru că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu să trăiască. Și nu îndrăznește să zică, m-am întors să-L văd pe Tatăl care mi-a vorbit. Și textul continuă, când m-am întors, să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, pe unul ca un fiu al omului, îmbrăcat într-o haină albă, lungă până la picioare, încins cu un brâu de aur, părul, ochii, picioarele, mâinile, capul și descrie. În mâna dreaptă avea 7 stele. Și umbla prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Ce vede Ioan? Pe împăratul în mijlocul împărăției lui. Pe împăratul în mijlocul împărăției lui. Dar observați, cele 7 sfeșnice nu sunt obiecte în cortul întâlnirii, ridicat de Moise sau în templul lui Solomon. Cele 7 sfeșnice reprezintă cele 7 biserici. Taina celor 7 stele din mâna mea dreaptă și a celor 7 biserici. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Spuneți-mi, cum s-a întâmplat schimbarea, metamorfozarea teologică a menorei, a sfeșnicului? Pentru asta este ziua cincizecimii. Dar priviți o leacă cortul întâlnirii. Intri dinspre răsărit, dai de altarul, de aramă, apoi de lighean, în cortul propriu-zis, în prima cameră, ai masa pentru puderea înainte, sus, la mijloc, ai altarul de aur, jos ai sfeșnicul cu cele 7 brațe și când Moise vede sfeșnicul și aduce aminte de rugul aprins, rugul era făcut din două părți, ceva pământesc cu ceva coborât de la Dumnezeu. Dragii mei, sfeșnicul este replica rugului. Dumnezeul care a coborât în sfeșnic sunt cele 7 candele, cele 7 duhuri al Dumnezeu din fața tronului lui Dumnezeu. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și El a intrat nu ca un mare preot aronic într-un cort pământesc, ci mutați cortul, vă rog, în ceruri. A intrat chiar în cortul ceresc, cu sânge, nu de țap și de viței, cu însuși sângele Său. A curățit cortul ceresc, dragii mei, a deșertat păcatele în domeniile lui Azazel. Și odată ce păcatele sunt rezolvate, Duhul lui Dumnezeu poate să se coboare și se întâmplă minunea. Priviți imaginea între cele 12 seminții ale lui Israel și între Hristos și Duhul Sfânt, reprezentat în sfeșnic, e o distanță între ele. Dar la Rusalii s-a întâmplat o minune. Trupul lui Hristos, biserica, s-a încărcat cu slava lui Dumnezeu să fie purtătoare de Dumnezeu până la marginile pământului. Dragii mei, erau adunați 120 în camera de sus. S-a auzit un vânt puternic și mulțimea s-a adunat și dintr-o dată s-au văzut niște flăcări ca de foc așezându-se pe fiecare dintre ei. Dar ce reprezentau flăcările sau lumina? Nu cumva pe Duhul lui Dumnezeu? Nu despre revărsarea Duhului? Dar observați, în loc de un obiect turnat din aur, acum ai trupul lui Hristos, purtătoarea Duhului lui Hristos, spre marginile pământului. În Apocalipsa ni se dă dezlegarea, taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt cei 7 îngeri al celor 7 biserici. Ființe angelice, dragii mei, așa cum împărățiile au domnii și stăpâniri, așa cum cei mai mici au îngeri, păzitori, așa biserica
are un responsabil ceresc. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Și acum uitați-vă la ce ne obligă ziua cincizecimii în contextul misiunii împărăției. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Dar ce scrie mai înainte? Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar așa și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți împreună să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ei au lepădat piatra, dar voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să fie al lui să ce? Ca să fie al lui să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dragii mei, rostul bisericii nu să se bucure la oaltă, ci să iasă de aici. Cel care definea biserica, John Stott, ne adunăm să ne întâlnim cu Hristos, ne împrăștiem să-L ducem pe Hristos. Asta este misiunea noastră. Asta este povara de pe inima lui Dumnezeu. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Ca niște oi care n-au păstor. Dar mă întorc în ziua cincizecimii, pentru că textul spune că erau atunci adunați la Ierusalim oameni din vreo 14 țări și neamuri. Versetul 5 spune, din toate familiile, m-am întrebat, nu e o hiperbolă? Toate familiile pământului? Nu, dragii mei, când începi să te uiți la cei enumerați în fapte 2, sunt toți descendenții lui Noe de sub turnul Babel. Sunt semiți, hamiți și iafetiți. Noi suntem iafetiți, indo-europeni. Dar toți erau reprezentați acolo. Cu alte cuvinte, în forma embrionară avem tot pământul, toată lumea. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a trimis pe Hristos Iisus. L-a trimis pe Hristos Iisus. Se întâmplă un fenomen, flăcările de foc vin peste cei 120, ieși în piață, dragii mei, și încep să vorbească într-o limbă foarte ciudată. Vorbeau în limbi după cum le da Duhul să vorbească. După cum le da Duhul să vorbească. Trei întrebări, aș spune. Dragii mei, aici este originalul. Și dacă ești să compari lucrurile din jurul tău cu ceva, compară-le cu originalul. Și nu te lăsa mințit. Cu alte cuvinte, cei care descoperă bagnotele false nu stau cu ele în mână toată ziua, ci stau cu bagnota bună. Și o simt de la distanță și o miroase, dragii mei, pentru că au cunoscut adevărul. Și adevărul este aici, în capitolul 2. Duhul da fiecare să vorbească și doar trei întrebări aș pune. Cui vorbeau? Cum vorbeau? Și ce vorbeau? În primul rând, nu-și vorbeau lor înșiși. Da? Cum vorbeau? În mod inteligibil. Ce vorbeau? Lucrurile minunate lui Dumnezeu. Dar nu mă credeți pe mine. Uitați-vă ce spune textul. Vorbeau fiecăruia. Da? Fiecăruia. Cu alte cuvinte, le vorbeau lor, nu sieși. Niciunul. Le vorbeau lor. Un act de slujire, dragii mei. Nu o experiență strict personală, chiar doar pentru mine, confirmări pentru una sau alta. Fiecăruia, în limba în care s-au născut. Nu sunt aceștia iudei? Cum de-i auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut? Ce vorbeau? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Observați în ziua cincizecimii, Hristos își pregătește biserica pentru lucrarea publică. Așa cum Domnul Iisus și-a început lucrarea publică prin botezul în apă, așa trupul lui Hristos își începe lucrarea publică în ziua cincizecimii. Dar lucrarea publică nu e doar pentru ei. O regulă în împărăția lui Dumnezeu este cu cât dai mai mult, primești mai mult. Cu cât dai mai mult, te bucuri mai mult. Pentru că e mai ferice să dai decât să primești. Dar Dumnezeu niciodată nu-ți lasă paharul gol.
atunci când dai paharul de apă celui de lângă tine. Cui vorbeau fiecăruia dintre ei? Ce vorbeau? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cum vorbeau? Pe limba celor veniți de peste tot. Vorbirea în limbi, în Fapte 2, era un act de slujire, nu o experiență strict personală. Un act de slujire. Și de aceea Pavel întreabă, cum vei zice amin dacă nu înțelegi ce spune? Da? Cum vei zice? Dar faptul că nu înțelegi tu una, dacă nu înțeleg nici eu ce spun, e o problemă. Pentru că nimeni dacă vorbește prin Duhul nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu zice Iisus este Domnul. Dragii mei, nu vorbirea în limbi, ci conținutul ei dovedește natura sursei din care te adăpi. Și observați, în ziua cincizecimii, Hristos își pregătește biserica, nu pentru sine, pentru alții, pentru cei veniți, pentru că toată lumea era reprezentată acolo. Dar ce rost o fi avut vorbirea în limbi pentru ucenici? În primul rând, nu uitați cine erau ucenicii, simpli pescari. Și Domnul Iisus le spusese, nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe astea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere și veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, până aici treacă meargă, dar și Samaria și marginile pământului. Țineți minte, Petru când este trimis la Corneliu, își aduce 6 martori. Știa că îl linșează când vine la Ierusalim. Cum a intrat să mănânci la un netăiat împrejur? Și Petru se zică, nu-s eu vinovat, Duhul s-a coborât peste ei, ca și peste noi. Oricum s-a coborât peste ei. Cum scrie în capitolul 2. Ce a însemnat pentru ucenici această experiență? O radicală schimbare de paradigmă, de care am avea nevoie astăzi, dragii mei, toate bisericile care ne-am clădit clădiri și ne-am încutiat în programele noastre. Și dacă vrea cineva pe Hristos, să vină la noi. Să vină la noi. Iar când suntem la locurile noastre de muncă și la școlile noastre, dragii mei, suntem ca ceilalți păgâni. Ni rușine să ne identificăm cu Hristos. Iertați-mă. Vorbesc despre mine, probabil. Da? O radicală schimbare de paradigmă. Gândiți-vă ce a însemnat pentru evrei ca 16 secole îl vezi pe Dumnezeul nostru? Veniți la noi. Famenul etiopian. Păi, ce drum lung a făcut. După ce a fost botezat, Filip dispare. El merge pe invers, înapoi spre Etiopia să ducă vestea bună. Dar de acum înainte, noi mergem la ei. Noi mergem la ei. Pe de o parte, era semnala o radicală schimbare de paradigmă. Pe de altă parte, era o extraordinară încurajare pentru ucenici. Dragii mei, una din principiile lui Dumnezeu, și vom vorbi despre ele, este cel ce te trimite te echipează. Afară de faptul că ți iei tu lucruri în mână care nu ți le-a dat Dumnezeu. Și atunci te trudești și transpiri și faci ce știi. Dar dacă Dumnezeu te cheamă și e serios, cel ce trimite te echipează. Lasă-mi voie să închei prima mare, dacă vreți, primul mare principiu. Implicarea în lucrarea împărăției cere angajare. Iisus străbătea, Iisus n-aștepta, ci Iisus era mereu activ, mereu pe drum să ducă Evanghelia la oile pierdute ale casei lui Israel. Programul lui Iisus. Dar care să fi fost povara de pe inima lui Iisus? Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. I s-a făcut milă de ele. Am încercat doar să mă pun în păpucii lui, să vedem ce-ar fi putut gândi Iisus privind mulțimile din fața lui. În primul rând, mi-am adus aminte de textul din 1 Timotei, capitolul 2, versetele 4 la 6. Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii. Și să ajungă la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care stătea și privea gloatele.
care s-a dat pe sine însuși și El se pregătea de mers la cruce, ca răscumpărare pentru toți, pentru absolut toți. Pentru că El știa că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare, în coapsele primului Adam, ca să aibă îndurare de toți, în coapsele celui de-al doilea Adam, ca să aibă îndurare de toți. El știa că Dumnezeu, din iubire pentru toți, a acceptat ca Fiul Său să dezbrace slava și să vină printre noi, să-L scuipăm, să-L ocărâm, să-L atârnăm pe o cruce, să-L aruncăm într-un mormânt. El știa că soluția lui Dumnezeu este pentru toți. Dar El mai știa ceva. Și în predica de pe munte, cuvintele Lui rostite, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. A privit gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că știa atitudinea multora față de sine și știa, dragii mei, că fără El nimeni n-ajunge la Tatăl. Știa. Vă aduceți aminte când tânărul bogat vine la Domnul Iisus și pune o întrebare: ce să fac să moștesc viața veșnică? Cum adică, ce bine să faci? Păzește legea. Care? O, Doamne, din tinerețe le-am păzit. Ce mai lipsește? Domnul Iisus zâmbește, se uită la el, zice: vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Și tânărul face stânga împrejur și pleacă. Și Iisus s-a uitat după el și a zis: greu va intra bogatul în împărăția cerurilor. Mai ușor intră o cămilă pe urechile acului decât un bogat în împărăție. Doamne, consternat zic ucenici, dar atunci cine poate să fie mântuit? La oameni, lucrul acesta este cu neputință. La Dumnezeu, orice lucru este cu putință. Dragii mei, El era poarta și El era calea. Și când i-a spus tânărului, vine și urmează-mă, toate bogățiile tale le vei lăsa aici și vei zice: o, deșertăciunea deșertăciunilor, totu-i deșertăciune și goană după vânt. Și ce vei face la judecată? Ce vei face la judecată? Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar îngustă este poarta și, sau strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Și acum încep să înțeleg povara de pe inima lui Iisus. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele, pentru că știa că cei mai mulți sunt pe calea cea largă și aleargă spre iad. Aleargă spre iad. Dragii mei, secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii, nu programe, ați cântat foarte frumos. Dar doar dacă ați făcut din asta un mijloc spre scop, și asta nădăjduiesc, asta am simțit. Dar în ultima instanță, oamenii sunt valorile eterne. Casa lui Dumnezeu sunt eu, familia mea și comunitatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să o lărgească, dragii mei, prin toți ceilalți oameni. Aduceți-vă aminte de samariteancă, când vin ucenicii și Domnul Iisus nu vrea să mănânce, zice: priviți, holdele sunt coapte. Două zile stă în Samaria, dragii mei, și adună secerișul. Zice, unul a semănat, altul se bucură secerând. Programul lui Iisus, povara lui Iisus și provocarea lui Iisus. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Mare este secerișul, puțini sunt lucrătorii. Dragii mei, secerișul nu-i croit pe măsura mea, indiferent câte daruri aș avea, poate să am 10 sau 5 talanți sau 2 talanți sau chiar. Nu, secerișul fiind al Domnului este croit pe măsura Lui, nu pe măsura noastră. Țineți minte, secerișul Domnului este imens comparat cu potențialul meu, resursele mele, cu puținul care sunt și puținul care îl am. Și Domnul n-are nevoie, dragii mei, de puteri pe măsura secerișului, ci are nevoie de cele 5 pâini și 2 pești care se-i pune în mâna Lui. Atâta. Dar secerișul este croit pentru lumea toată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Secerișul este dincolo de împărăția lui Israel. În vremea asta e de gând să așeze împărăția lui Israel?
Duhul Sfânt, dragii mei, în tot Vechiul Testament, e promis evreilor, nu neamurilor. Ei n-au pus întrebare prostească, ei au înțeles, aveau Duhul lui Dumnezeu din seara învierii. Și de aceea Domnul Iisus le lărgește perspectiva și aduce versetul 8. Voi veți primi o putere când se va pocori Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dar observați ordinea în care le așează. Mai întâi locul în care ești, familia în care ești, biserica în care ești, clasa în care ești, la locul de muncă în care ești. Începe să te rogi pentru cei din jurul tău nemântuiți. Pentru că rugăciunea va pune pe inima ta poverile de pe inima lui Hristos și El nu dorește moartea păcătosului. Dar dacă n-ai rezolvat în Ierusalim lucrurile, nu te du în Samaria. Și dacă samariteni te-au dat afară, ai grijă de ce faci mai departe, sau Iudeea. Dragii mei, mai ușor să evangelizezi la marginea pământului decât la tine în casă. E mult mai ușor. Și de aceea încercăm să ne acoperim lucrurile cu ceea ce facem în afară pentru alții. Al patrulea principiu. Dacă secerișul este al Domnului, visează la ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Spuneți-mi, îl supăr pe Dumnezeu dacă gândindu-mă la secerișul lui, las pe Duhul lui Dumnezeu să-mi lărgească orizontul, să zic, wow, ce extraordinar potențial. Și după care te uiți la puterile tale și zici, Doamne, mâinile mele sunt pline, nu mai pot lua nimic în mână. Și așa, aproape de crash, da? Sunt pline. Dragii mei, visează la ce s-ar putea face. Când cineva deschide un subiect, intră subiectul respectiv, frământă-ți mintea și vei vedea minunile extraordinare pe care le vezi în jurul tău, care chiar dacă nu te poți atinge de ele, sunt ale Domnului și tu nu trebuie să faci decât să rogi pe Domnul să scoate lucrători la secerișul lui. Dar dacă astea sunt puterile mele și ăsta e secerișul lui Dumnezeu, dragii mei, cred că îl cinstesc pe Dumnezeu când visez mult dincolo de potențialul meu. Mult dincolo. Convertirea țării la abordare contextuală a Scripturii. Well, imaginați-vă ce e asta. Dacă visezi, visează la ce s-ar putea face. Îl cinstești pe Dumnezeu că te bucuri de secerișul lui, chiar dacă potențialul tău și resursele tale sunt limitate. Bătălia pastoral, misionară a bisericii, nici n-am trebuit să o pun pe ecran, că trebuie să o știți. Rostiți-o cu mine. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Păi, primul lucru este să, cel puțin, să poți rosti lucrurile. E mult mai greu să le faci. Dar dacă nici rosti nu le știi, hai să le rostim împreună. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Încă o dată. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Da. Dar îmi trebuie și un instrument, sporind și contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultare de El. Cum sporesc la cunoașterea Lui? Mâncând Scriptura, discutând cu frații, stând sub învățătura apostolilor. Cum contribui la cunoaștere? Vorbesc despre Hristos, copiilor mei, vecinilor mei, da? După care ne încurajăm unii pe alții la ascultare de El, că ucenicul nu-i mai mare ca stăpânul Lui. Unde să începem? Și aș vrea să ne pregătim inima pentru o rugăciune. Dar dacă am luat Ierusalim, Iudeea, Samaria și marginile pământului, nu e așa că dacă ducem la noi este familia, pe urmă familia lărgită, biserica, eventual cetatea, țara, lumea. Și observați, am putea merge, dar nu cumva ar trebui să începem în familia noastră. Și aici revin la una din întâlnirile noastre precedente. Pentru că în familie, eu cred că responsabilitatea nu e a școlii, nu e a școlii duminecale, nu e a grădiniței, nu e a creșei, nu e a bunicilor, ci a familiei, a părinților. Da? Părinții sunt responsabili pentru copiii lor.
Dumnezeu ne dă copii să ne crească, nu ca să-i creștem. Dar lăsându-ne crescuți de ei, cresc și ei alături de noi, ca și mânzul pe lângă iapa care, pe lângă care aleargă. Dar responsabilitatea este a părinților. Și dacă țineți minte, Cartea Romani este cea mai organizată evanghelie, cea mai logic așezată evanghelie. Și când am scuturat-o, are 6 secțiuni mari care ne confruntă cu 6 întrebări fundamentale. Și răspunsul acestei întrebări ar trebui să știe cu ochii închiși orice copil care pleacă din familia noastră. Orice copil. 6 întrebări pentru copiii noștri sau pentru cei care îl caută pe Dumnezeu în drumul lor spre Hristos. 6 întrebări. Capitolul 1:18 începe cu: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Din ce și de ce trebuie să fiu mântuit? Dragii mei, voi sta la judecată înaintea celui al cărui chip îl port. Nu sunt o entitate neglijabilă. El va rosti judecata. Veniți sau plecați. Și asta hotărăște veșnicia mea. Din ce și de ce trebuie să fiu mântuit? Dacă mă mut în capitolul 3, versetul 21, cum suntem mântuiți sau cum sunt mântuiți? Păi, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea care vine prin credința în Iisus Hristos. Și pentru unii și pentru alții. Nu pe meritele noastre, pe meritele Fiului lui Dumnezeu. Dar când mă mut în capitolul 6 la 8, cum arată mântuirea aceasta? Da? Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Foarte mulți dintre noi, și noi suntem vinovați, cei care predicăm cuvântul, că avem impresia că dacă înduplecăm pe cineva, se ridice 2 degete, se scrie într-un caiet și să-l muiem în apă, îi mântuit. Nu, dragii mei. Abia de acolo începe truda și alergarea. Mântuirea e un proces, o călătorie. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și dacă nu înțeleg mântuirea așa, nu te mira că ești secerat de pe picioare, abia ai pornit la drum. Secerat de pe picioare. Cum arată mântuirea? Pentru ce să mă pregătesc? Dar dacă așa stau lucrurile, ce șanse am ca să ajung la sfârșitul drumului, să-mi duc mântuirea până la capăt? Niciuna prin puterile tale, ci prin legea Duhului de viață care lucrează în cei credincioși, dragii mei. Firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dragii mei, dacă e prin puterile mele, știți unde ajung? În fundul gropii. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăde acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când mă mut în capitolele 9 la 11, care nu ne plac. Dar de ce nu ne plac? Pentru că mâna care m-a altoit mă taie afară. Așa serioase lucrurile? O, da. Care sunt pericolele care amenință mântuirea mea? Dacă nu le cunoști, n-ai cum să te ferești de ele. Și o ultimă întrebare. Am vreo dovadă palpabilă că sunt mântuit? Dincolo de că pun în per și vin la biserică și întind mâna în blid. Citiți, vă rog, capitolul 12 la 15. Cel care nu e în slujba lui Hristos, nu e a lui Hristos. Cel care nu e în slujba lui Hristos, nu e a lui Hristos. Și de aceea aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Cred că dacă responsabilitatea este a noastră ca părinți, avem nevoie de orice mână întinsă și de orice ajutor care îl putem primi de la comunitatea lui Hristos, dragii mei. Și am înșirat data trecută câteva din lucrările noastre, nici nu vreau să le citesc, dar toate. Dimineața au venit tinerii și ne-au dat socoteală de unde vin și încotro vor să meargă. Rugați-vă pentru ei. Sunt cele mai dificile momente, dragii mei. Uitați-vă câți părinți își plâng copii ajunși la facultate. I-au întors spatele lui Dumnezeu și pleacă. Au crescut în școală duminecală, au fost botezați. Ce se întâmplă între noi? Dar m-aș opri lângă unul din lucrurile care în zilele astea, dragii mei, ca o povară pe inima mea. Liceul creștin. Stăteam de vorbă cu unul din profesorii de acolo și sunt 460 de elevi în liceul creștin. Și am stat și am făcut o statistică și am zis, fiecare elev, și eu am două nepoțele care sunt acolo, zilnic stau 5 ore în medie,
clasele mai mari stau mai mult, dar 5 ore în mâinile altora. Da? Pe o săptămână, 25 de ore. În 30 de săptămâni, nu știu cât e exact, 750 de ore. În 13 ani, de la clasa 0 la clasa 12, 9750 de ore. 9750 de ore îi învață alții pe copiii mei. Noi i-am dat la creșă, i-am dat la școală, ne vedem de ale noastre, le cumpărăm Adidas și telefoane și ne norocim. Și lăsăm în mâinile altora. Înmulțiți, vă rog, 9750 de ore cu 450, 460. Vă las să faceți socoteala. 4.500.000 de ore om. Doar în liceul creștin din Cluj. Liceul creștin din Cluj. Spuneți-mi, ce s-ar putea face cu 9750 de ore de conversație cu copilul meu înainte să-mi plece din casă? Acum, cum sună principiul? Visează la ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Dragii mei, veșnicia din casa noastră nu-s mașinile și slujba și Adidas și hainele, ci-s copiii. Ei sunt casa Domnului. Ei sunt casa Domnului. Oare biserica ar putea să dea mâna școlii în vreun fel? O numim liceu creștin. Am putea să dăm mâna cu ea? Ce-am putea face, dragii mei? Ce-am putea face pentru ea? Dați-mi voie să mă întorc la liceul creștin. Ați văzut imaginea. Când data trecută am făcut strigare, a venit Filip, a venit Simona Rusu la mine, părinți care au copii la școală și au zis, vrea să intrăm, să purtăm și noi povara. Dar Scriptura spune că secerișul lui Dumnezeu, și mai ales când e vorba de 460 de copii, reclamă un efort de echipă, dragii mei. Un om nu-i de ajuns nici dacă e director și nici dacă e părinte. Nu-i de ajuns. Aici ar trebui o armată adunată în jurul acestor 460 de copii. Dacă mă gândesc de pildă la echipa liceului creștin, e directorul, profesorii, părinții și elevii, nu? Echipa. Dar spiritul de echipă este, ne-am încărcat toți cu aceeași viziune și luptăm cu toții pentru ea cu un duh, cu un suflet, da? Spiritul de echipă se cultivă și asta nu se întâmplă. Ne-am zis, am amintit toată la 5 luni despre 460 de tineri. Ar trebui să fie în biserica noastră un grup de oameni care să poarte povara asta înaintea Domnului un an de zile, în fiecare zi, fiecare săptămână, în fiecare săptămână. Dacă l-aș lua pe rând și mi-aș dori un director pentru copii, unde merg copiii la școală, puiul, nu citești tu, un director călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care are o viziune clară. Preocupat de sufletele elevilor, nu doar de rezultatele academice. Știți ce am învățat zile trecute discutând cu un director creștin, care a 25 de ani a venit și s-a înfrățit cu liceul din Cluj, cu domnul Fohăl. A avut 6 directori sub mână, era director general, 400 de cadre didactice. Și a zis că a luptat ani de zile să miște interesul de pe academic pe spiritual. Și doar în momentul în care profesorii și directorii au început să priceapă și să facă schimbarea de macaz, liceul, dragii mei, a ajuns în vârful academic al școlilor din Olanda. Noi am făcut invers. Am uitat cele spirituale și le-am întors spre cele academice. Uitați-vă la ce se întâmplă în școală, la bacalaureat, la capacitate. Ne târâm pe jos. Un director preocupat de sufletele copiilor, în primul rând, pentru că alea sunt veșnice, și ele vor trage și realizările academice. Dar ce fel de profesor mi-aș dori pentru copiii mei? Pentru ce să mă rog? Profesori care au bună pregătire, excelentă pregătire profesională, dar care l-au descoperit pe Dumnezeu în fereastra materiei lor. Ascultam pe Hugh Ross, un astronom, dragii mei, care s-a încreștea la 17 ani și zice, noi avem
o dublă revelație. Scriptura, pe care o răsfoim în adunări, și avem natura. Și acolo, în clasă, copiii se uită la Biblia aceea mare a naturii. Și dacă profesorul ar fi descoperit pe Dumnezeu în fereastra materiei lui, imaginați-vă cum ar arăta o predare într-o astfel de clasă. Și îl arată cu entuziasm prin materia predată. Să intri la clasă, să te vadă entuziast pentru ce ai descoperit. Da, plictiseală, salariul mic, avem alte treburi. Imaginați-vă ce iese din vieții elevi. Părinți care susțin procesul educațional purtând în rugăciune poverile bisericii sau poverile școlii și elevi pregătiți pentru viață și pregătiți pentru eternitate. Spuneți-mi, se merită să te rogi pentru 460 de tineri care timp de 9750 de ore sunt bombardați cu influențe, modele, informații pe care în alte școli ar putea să nu le aibă. Se merită să facem o echipă, să ne rugăm pentru ei. Echipa liceului creștin, director, profesor, părinți, elevi, mai lipsește încă un aspect, bordul școlii. Nu suntem o școală privată, dar avem cel puțin doi membri din biserica noastră în bordul școlii, sunt alții care au fost acolo, avem profesori acolo și în bordul școlii sau ce ar trebui să facă este să vegheze, să încurajeze împlinirea planurilor școlii sau a misiunii școlii. Doi din copiii mei au trecut prin liceu creștin și nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, dragii mei. Și eu cred că ar trebui să începem să ne rugăm pentru ea. Începe prin a ruga pe Dumnezeu să scoate lucrător la secerișul lui, da? La secerișul lui. În echipă contează nu rolul pe care îl joci, ci credincioșia cu care îți împlinești rolul contează. Iar când începi să te rogi ca Dumnezeu să scoate lucrător la secerișul lui, rugăciunea îți va pune pe inimă poverile de pe inima lui Hristos. Și un ultim principiu? Dumnezeu va mobiliza, în primul rând, resursele aceluia care, văzând nevoile, a început să se roage pentru ele. Toți suntem ocupați, alergăm dimineața până seara. Dar eu am fost tehnolog, dragii mei, și de multe ori a trebuit să cronometrez o lucrare și să dau banii în funcție de cronometru. Eram urât de toți muncitorii, din pricină când mă vedeau cu cronometru în mână. Dar imaginați-vă cum ar fi să-mi cronometrez doar o zi din viață. Ceasurile pe Facebook, ceasurile la știri, ceasurile în discuții inutile, ceasurile. Când încep să mă rog, văzând o nevoie, Duhul lui Dumnezeu începe să zică, închide aia, renunță la aia, lasă aia și dintr-o dată mă văd cu posibilități în mâna mea. Și Dumnezeu întotdeauna mobilizează, în primul rând, pe cei care se roagă. De unde știu? Din Scriptură. Am rugat pentru Ghiță și Emi și fie ca Domnul să le dea înțelepciunea și putere să coaguleze o echipă de rugăciune pentru toate problemele care sunt acolo. Dar dați-mi voi să închei cu un ultim principiu. Principiul al optelea. Puiu, dacă ai un microfon. Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să-ți ofere și resursele necesare. Citiți cu mine. Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să-ți ofere și resursele necesare. Și resursele necesare. Dacă doar întorc pagina în capitolul 10, citesc un singur verset. Apoi Domnul Iisus a chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat putere. Înainte să-i trimite, le-a dat putere să scoate duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Sunt numele celor 12, după cum Domnul Iisus le-a dat fără plată, zice, fără plată ați primit, fără plată să dați. În împărăția lui Dumnezeu, oricum, noi suntem copleșiți de bunătățile lui în fiecare dimineață. Cum să nu dai puțin din ceea ce poți să dai Domnului?
I-a chemat pe cei 12, le-a dat putere și i-a trimis în lucrare. S-au întors bucuroși, că până și dracile sunt supuși. Nu, acum, noi am așteptat, Doamne, Te rog, dă-mi putere pentru lucrarea la care M-ai chemat. Și am pus un mare dar și un text din 1 Timotei cu care aș vrea să închei, capitolul 4. Pavel îi scrie lui Timotei, care a primit prin Duhul, prin punerea mâinilor, de către ceata prezbiterilor, o însărcinare. Și uitați-vă ce le scrie Pavel, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru cei credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Dacă așa ți este viața, nimeni nu ți va disprețui, nu-ți va disprețui tinerețea, dar pretențiile n-ajută. Palmaresul contează. Fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Cum să nu aibă autoritate un astfel de om? Dar uitați-vă la verbele din versetele care urmează. Și, dragii mei, aici e problema noastră. Am primit, dacă am putea, fără să muncim din partea Domnului, puterea să scoatem dragi, să vindecăm, să înviem morții. Dar întrebarea este dacă sunt dispus să plătesc prețul. Spuneți-mi peste cine s-a coborât Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Peste cei care stăteau și așteptau? Nu, nu. Peste cei care de 50 de zile trudeau în secerișul Domnului. Înainte de înălțarea la cer a Domnului Iisus, biserica număra peste 500 de frați care li s-a arătat Domnul deodată. Cum s-au convertit ei? Că doar nu au făcut evanghelizare Domnului Iisus, dragii mei. Cei care au primit Duhul Sfânt în seara învierii au început secerișul de-a doua zi. Și când se aduceau primele roade, în timp ce evreii aduceau turte, ucenicii au zis oameni. 500 plus 3.000 plus 5.000 plus 10.000. Dar uitați-vă la versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dragii mei, Dumnezeu îți dă, într-aista nu spune. Și atunci trebuie să muncești și să mulțești ceea ce ai primit, să pui în negoț talanții. Când va veni stăpânul, să-i sui cu bucurie. Mi-ai dat 5, iată alții 5. Mi-ai dat 2, iată alții 2. Dar dacă îl învelești în ștergar, aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Dragii mei, vom întinde mâna în blid după pâine și vin. Și întrebarea este dacă am curajul să zic, vorbește, Doamne, că sunt dispus să ascult, sunt dispus să Te urmez, sunt dispus să intru în jug alături de Tine, pentru lărgirea împărăției Tale, prin copiii mei, prin cei 460, prin școlile duminecale, dragii mei, prin taberele care vor fi în vara aceasta, prin conferințele care vor fi și în care se adună din toată țara oamenii. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.